Teatrul. Ce este teatru? Omul care mănâncă varză. Teatrul e acolo, uite-l, peste drum. Femeia de serviciu de la bancă, gesticulând cu teul. Mai bine te-ai ocupa și tu de ceva serios, omule, că te văd tânăr și puternic. Du-te la muncă, să-ți faci un rost în viață. Secretara literară. Ia mai lasă-mă, dragă. Nu vezi că am măseaua umflată? Te iubesc, dragă, vă iubesc pe toți. Iubesc actorii, iubesc regizorii. Gata, adio. Paznicul de la bancă. Teatrul? Păi, cred că e o formă de artă. Și acum circulați, vă rog. Hai, circulați. Criticul de teatru. Teatrul e, e greu de explicat, e ceva e sublim, sublimul. Da, 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 ăsta e teatru, e sublimul. Băiatul care vinde ziare. E uh, cum să vă spun, e uh, n-am fost, dar știu, e ceva ce se învață. E istorie. Ăla se bate cu ăla și este un război. Ăsta e teatru, istorie. Regizorul de teatru. Eu nu pot să spun ce e teatrul. Pot să spun doar ce nu e teatru. Teatrul. Teatrul e un concept atât de simplu și totuși atât de greu de definit. Pentru fiecare dintre noi, teatrul are o altă valoare. Poate fi o simplă clădire, o instituție, un om, o scenă, o formă de artă, un abis sau un apogeu. Și ce înseamnă ludic? Ludicul e joc, iar spiritul ludic e spiritul jocului. Și, în final, ce înseamnă teatrul ludic? Trupa a fost înființată în anul 1978, când Aurel Luca, tânăr absolvent de filozofie, a dorit să ducă mai departe pasiunea pe care o avea pentru teatru încă de pe băncile liceului. Casa de cultură a studenților a fost spațiul care i-a oferit regizorului șansa de a monta spectacolele cel consacraseră deja în mediul artistic eșian. Teatrul Ludic a participat la peste 100 de festivaluri naționale și internaționale în peste 45 de țări de pe aproape toate continentele, câștigând numeroase premii și bucurând inimile a mii de oameni. Iar astăzi sperăm să vă încântăm și pe dumneavoastră.